frate, eu nu vreau să ies primar. Bagabondul ăsta trebuie să dispară din țara asta. Ăsta a furat cât a cuprins țara asta. Fiată, în momentul ăsta declar că eu mă fac haiduc. Păi mă fac haiduc. Și eu rezolv problemele țării care nu le poate rezolva. Dar Popescu Vasile de la Curtea de Conturi. Băi, fură 165 de milioane. Lucian Lambu crede că averea lui Bucurescu este de fapt mult mai mare, acesta reușind să adune câteva milioane de euro din 2004 de când este primar. Consilierul local de la Sivilești susține că primarul are nici mai mult, nici mai puțin de 4 milioane de euro în conturi. Eu am să dovedesc că el are cel puțin de 10 ori averea asta. Dobândită în perioada în care a fost primar. Bă, noi până n-a fost primar, avea picioarele, avea pantofii rupți în picioare, să-l dreacu, a făcut campania cu o Dacia lui unul Florin Bunuiu. Păi ce, ăsta a avut ceva. Ăsta era șefui, a fost șefuitor din Germania, de-al dreacu, de nemernic. Între consilierul local Valentin Lambu și primarul Sorin Bucurescu există un conflict foarte vechi, cei doi fiind cunoscuți pentru spectacolele pe care le dădeau la primărie, certându-se ca la ușa cortului spre deliciul celor prezenți. Imaginile în care primarul Bucurescu este surprins cum leșină în urma unui conflict cu Lambu au făcut în conjurul țării. Bă, măgă, nu dau în seara asta, nu dau! Au! 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 Bă, normal, bă, tu ești salvator. Bă, tu nu ești sănătos, bă. Sănătos. Bă, chiar nu ești sănătos. Nu te angajează ăștia. Nu te recu, da.